De mâncat am mâncat. M-am echipat. Și pe drum eu am plecat. Ne văd că încă nu plouă, mai picură așa, din când în când. Dar am zis că trebuie să merg și să fac puțină mișcare. Apoi dacă începe ploaia, o începe ploaia. Nu-i problemă. Am luat geaca de ploaie pe mine. Vreau să merg să explorez ce de explorat pe aici. Cât de cât să mă mai mișc un pic, știi? După cum bine am zis, nu sunt adeptul să stau în cabină. Îmi place să merg, să mai văd și alte lucruri. Alte chestii. Mi-ar fi plăcut să ajung acolo sus, pe zona aia. Uite, și acolo e ceva căsuță. Hai să o luăm pe aici. Vedem unde ajungem. Ana, fii atent. Uite, mai copacul, frate. Ce pot ăștia ceva de fișier pe aici? Și ieri când am fost la Lidl, o grămadă de copaci erau tăiați. Ine, mă, că și ăștia aruncă gunoaia aia, iurea, vezi? Da. Da, deja văd semnul ăla cu accesul interzis. E ok atunci, deci putem trece. Devine mai palpitant. Wow, și aici ce pietroaie. Uite, frate, cât lemn din ăsta. Tu l-ai vătă. Rocăreală. Vezi și aici, cred că e pădurea lui și-au pus lemnele. Nimă bancă. Ia fi atent aici. Fi atent, aici sunt trasee, mă. Vezi? Zice încolo 1,6 traseul ăla, urmezi triunghiul galben. Dar încolo nu este traseul. Păi înseamnă că eu încoace mă duc dacă nu-i traseu. Fii atent, o bancă aici, bro. Ceva sticle. Vezi? Stă cineva aici, cred că. No, iarăși. Din ăștia cu plastice din alea. Nu-mi dau seama. Eu fii atent aici, lemn, frate. Dacă nu te lasă să-l iei. Cine știe, mă, poate că la un anumit interval de timp, când un anumit copac ajunge la maturitate, sau cine știe, poate fi tăiat, știi? Mă gândesc că totul e destul de organizat aici. Dar foarte multe lemn rămâne, mă. Asta mi se pare, Iura, că n-ai voie să iei lemnul ăsta, știi? Nu, spre exemplu, stau la casă și zic, bă, uite, vin să iau lemnul ăsta de aici, care e problema? Să mă încălzesc cu el, n-ai voie, cică. Mă, mi se pare ciudat. Mamă, deși atent ce e pe aici, frate. Bă, dar ce mari sunt ăștia, mă. Și înalți, groși. Mamă, dar unde mă duc încolo? Că nu știu. N-are nimic. N-am văzut pe aici animale așa mai sălbatice, chestii, știi? Păsări foarte fain. Oh, fii atent. Pe ce fain se vede acolo în sus. Sunt curios pe unde duce drumul ăsta. Uite, mai rădăcină acolo.
Mamă, dacă ți brazi din ăștia au ieșit de la conuri. Nii, mă, că e drum încolo, bro. Opa. Uite aici o chestie. Oare ce să fi fost aici? Poate vreun din ăla unde hrăneau animalele sau... Vezi că ăsta... Nu, cred. Ăsta e pus de om aici, frate. Vezi, e bătut în cui. Vezi? Poate stăteau aici să observe animalele sălbatice, știi? Că ei iau din astea. Vin și stau aici cu orele, nu vorbesc și doar se uită. Mă rog. Uite și aici altă chestie din aia. Dar fii atent jos acolo. Ceva apă. Trebuie băbiță. Pare așa relaxant și sinistru în același timp. Uite, vezi? Oh, dar atât de mult îmi place cum mușchiul ăsta a acaparat toate trunchiurile astea, așa, știi? Fantastic. Uite și aici ceva sticlă. Ce-o băut ăștia? Hai să vedem. Hugo, habar n-am ce aia, că nu mă pricep la băuturi. Ce e aici, bro? Ce n-ai pe fi aici? Doar apă, Vasile, ce să fie. Fii atent straturile de pământ cum arată. De aici cred că a fost ceva copac. Oh, dar ce aer curat, frate. Ia fii atent. Lui, uite, nu-mi place când bădoase. Înseamnă că-s din aia de mestecă bine cu dinții. Acolo-i drumul. Ce fain se simte mușchiul ăsta când calce. Mamă, fii atent copacul ăla, frate. Ce fain aici, ești rău. Băi, dar ce culoare are, de ce așa, de la sol?
Mamă, ce frumos e. Mamă, chiar faină zona asta. Îmi prea-mi place pe aici. Să nu fie apă jos. Văd în partea acolo ca un fel de luminiș, să zic așa, știi? Mamă, ce liniște este! Super! Aș vrea să trec dincolo. Să încerc pe aici. Alunecă chestia asta și nu-mi place. Ok, sigur o să mă descurc. Pare destul de stabil. Și, hop, am reușit. No, bun, și acum? Păi nu știu, în sus cumva. Fel de mlaști, așa. Acolo tinsă cred că e calea ferată. Da, e calea ferată aici. Aș vrea să mai merg încolo și după care să fac încoace dreapta, dar pe aici e cam dificil de mers. Totuși o să cobor.
E vreun urs pe aici care doarme. Bă, nu știu, am simțit un miros așa ca de animal, de oaie, știi? Serios. Nu, frate. Ce fain arată, fii atent, pe acolo probabil că sunt cabluri. De ce traverse folosesc ei. Să merg un pic pe aici până mai încolo și după aia fac dreapta. Bă, dar simt așa un miros de animal, jur. Hai că mai mă duc așa încolo. Nu știu dacă bine se vede acolo, mai este un punct din asta de observație, vezi? Ce mă gândesc totuși că nu cred că sunt animale, să zic așa, pentru că mă gândesc că ar fi pus gard aici, pe unde trece trenul. Știi? La asta mă tot gândesc. Ce mi se pare totuși ciudat că ei, ok, defișează aici, dar nu înțeleg de ce lasă trunchiurile astea și nu le scot. Asta mi se pare ciudat un pic. De aici o chestie cum e făcut. Nu vezi? Cred că poți veni cu mașina de acolo. Să te oprești aici. Opa. Nu fii atent. Vezi cum e cu stâlpi din ăștia marcat. Ia hai mă pe aici. Mi se pare ciudat aici, de ce toți ăștia sunt tăiate astea de aici? Vezi cum arată brazii ăștia? Mamă, și asta dă mai lemn aici. Undeva pe acolo cred că am venit eu. Acolo e apă. Fii atent ce am văzut acolo. Imediat ajung. Și pare așa ca o potecă, știi? Și nu e cursă apă. De pe acolo vine apa. Mamă, frate, zici că e un tablou. Tu la Ivetă. Vezi, bă, ăsta a căzut. Că era prea umed, probabil. Și așa l-au lăsat.
Trebuie să schimb bateria, că nu mai este bateria la cameră. No, bun. Suntem pe 100% iară. Mamă, deci cât de fain este să stai aici. Am schimbat bateria și am stat un pic acolo jos. Parcă te încarcă așa, te simți mai bine. Aia, dar iarăși este apa aia. Și aici se lasă solul. A, e doar lemn. Cred că e tablă. Și atent. Care-i scopul? Știi tu ce-ar putea să fie asta? Se înțeleg că e ca un fel de căsuță. Fii atent, acum am mai văzut de ceva. Acolo, nu știu dacă se vede, pe undeva pe aici, este ceva roșu. Ceva metalic pare. Aia, fii atent, și acolo a fi tot din asta. Și acolo mai este un punct de observație, am văzut. Foarte interesant. Nu am cum să trec dincolo. Trebuie să fie o soluție. Nu înțeleg de ce este apa atât de roșie, tind să cred că e din cauza solului. Oare pe acolo s-ar putea trece mai bine decât pe aici? Pe aici nu prea pare în regulă. Să mă duc totuși în partea alta. Și pus-o să stea rezemat, cine știe. Și asta de ce sunt grămădite aici așa? Le-a adus apa? E vreun castor pe aici și nu știu eu. Domnul castor, vreau și să trec dincolo. Putea lua ăla să-l împing și să mă duc pe el, dar nu o să fac asta. Ciudat arată asta aici, mă. Deci iată cum s-a decojit și au căzut aici, au rămas. Nu găsesc niciun drum să trec dincolo. Ioi, ăsta e greu, Vasile, ce vorbește.
Asta pare mai ok. O, dar nu ajungem nici de cum. Aș vrea să ajung acolo, e o chestie roșie și eu vreau să văd ce e. Ar putea fi o variantă. E ok. Aici trebuie să trec. De sub este ceva lemn. Salut, mă ții? Ok. Așa. Opa. Și hop. Și hop, hop. Așa am trecut. Bun. Doar niște agregate din astea. Vezi? De acolo mai e punctul ăla de observație. Dar să stau un pic aici, îmi place cum cântă pasărea asta. Serios. Ia uzi. Super. Să mă pun pe ceva uscat. Uite aici. Ah, super. Am stat aici, cred că vreo 20 de minute. Eu, că m-a luat frigul. Să mă pun în mișcare.
Am făcut foc. Am oricum foarte fain aici. Te pasăre aici jos. Frate, ăsta acum s-a rupt. Ba nu, aici l-au aruncat, că uite, ori împins cu ceva. Și sunt proaspete, nu sunt vechi. Și te aruncă lemnele, frate, nu sănătoși. Mă, dar cum trec de asta? Ce nu mai apă aici? A, uite, o punctul ăla de observare.